Chiar dacă incidența de COVID-19 în județul Hunedoara este în continuă creștere, rata de infectare ajungând astăzi la 5,8 la 1000 de locuitori, mai sunt pacienți care au nevoie și de altfel de îngrijiri medicale. O parte dintre acestea se acordă în condiții foarte bune la Spitalul Municipal din Orăștie, unde recent s-a efectuat în premieră o intervenție chirurgicală laparoscopică minim-invazivă cu nivel de durere scăzut și cu o reducere importantă a perioadei de recuperare post-operatorie. Dincolo de aspectul general generat de COVID, avem și partea care se adresează pacienților non-COVID și iată că de foarte, foarte puțină vreme, colegii mei chirurgi și obstetricieni au realizat prin intermediul intervențiilor laparoscopice o intervenție minim-invazivă, dar foarte specială pentru spitalul nostru și pentru județul nostru. Este vorba de extirparea unui chist ovarian cu procedură laparoscopică, o intervenție, cum am spus, minim-invazivă și care reduce foarte mult, practic, durerile și durata de spitalizare și tot ce presupune care recuperare postoperatorie. În acel spital din Orăștie a mai fost consemnată o premieră pentru medicina hunedoreană, o intervenție endoscopică. Astfel, cu ajutorul endoscopului pot fi făcute intervenții la bilă, ficat, pancreas și colon. De asemenea, o altă noutate, avem un coleg specializat pe parte de gastroenterologie și mulțumită echipării pe care o avem din punctul acesta de vedere pe partea endoscopică. Ne dorim să creștem serviciile și să putem realiza RCP-urile, spre exemplu, intervenții prin care practic se scot pietrele de la nivelul căilor biliare și putem pune stenturi la nivelul hepatic pentru cancerul de pancreas. Facem biopsiile hepatice și îndepărtăm polipii colonici. Aceste intervenții laparoscopice și endoscopice vor fi făcute ori de câte ori este nevoie și de acestea pot beneficia nu doar orăștienii, ci toți locuitorii județului Hunedoara. Nu-i puțin acest lucru. Sunt intervenții care nu se fac la nivelul județului și practic nu ne vom adresa numai comunității din Orăștie, ne vom adresa întregului județ. Mai trebuie menționat și faptul că de curând Spitalul Municipal din Orăștie a fost dotat și cu un artoscop cu ajutorul căruia se realizează intervenții chirurgicale ortopedice minim invazive.